salarii mari, venituri mici. Angajații din România au obținut anul trecut câștiguri salariale totale de 57,35 de miliarde de euro, arată datele publicate de către Biroul European de Statistică, Eurostat. Este un nivel record ca valoare absolută. Cu toate acestea, partea din valoarea adăugată în economie care le revine salariaților rămâne mult sub nivelul din 2008 și este semnificativ mai mică decât nivelurile din alte state din Uniunea Europeană. În 2016, valoarea remunerațiilor angajaților români a ajuns la 33,9% din PIB. La nivelul Uniunii Europene, mai prost decât noi stau doar două țări, Grecia și Irlanda. Cele două state au distribuit angajaților anul trecut procente mai mici din PIB sub formă de venituri salariale, de 31,3% și respectiv 33,4%. La polul opus, angajații din Danemarca și Franța primesc peste 52% din PIB sub formă de salarii. România înregistrează o situație paradoxală. Câștigurile salariale au depășit nivelul de dinaintea crizei financiare internaționale din anul 2008. Cu toate acestea, procentul alocat din PIB salariilor rămâne printre cele mai mici din Uniunea Europeană. După criza financiară internațională de acum 9 ani, angajații din România au încasat o parte tot mai mică din ceea ce a produs economia. Dacă în 2008 angajații au cedat salariaților 39,3% din PIB sub formă de venituri salariale, în 2016 valoarea remunerațiilor angajaților români a ajuns la 33,9% din PIB, de la 32,3% din PIB în 2015. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, deși se estimează o creștere rapidă a valorii totale a salariilor în anii următori, partea din economie care revine angajaților români va rămâne între 36% și 37% din PIB, cu mult sub nivelul european.